Bună ziua! Bine ați venit la o lecție de limba română pentru clasa a 7-a. Lecția este de gramatică din cartea mea de gramatică. Mai întâi ne abonăm și după ce ați apăsat clopoțelul de abonat, deschideți cartea la pagina 68. Pentru aceia care nu au cartea, eu o voi arăta ca să puteți să faceți captură de ecran. Aceste două pagini, mai întâi, sper că se văd bine și textele. Acestea două și aceasta. Tipurile de verbe. Verbul este partea de vorbire flexibilă care arată acțiunea, starea sau existența. Verbele sunt predicative când pot forma singure predicat, nepredicative când nu pot forma singure predicat. Verbele nepredicative sunt copulative când formează un predicat nominal împreună cu un nume predicativ și auxiliare când ajută la formarea unor moduri și timpuri. Verbele auxiliare ale limbii române sunt a avea, care ajută la formarea indicativului timpul perfect compus, a condiționalului optativ timpurile prezent și perfect, verbul a vrea, care ajută la formarea indicativului timpul viitor propriu-zis și timpul viitor anterior, și verbul a fi, care ajută la formarea conjunctivului perfect, a condiționalului optativ timpul perfect și a indicativului timpul viitor anterior. Verbele copulative sunt a fi, a deveni, a ajunge, a ieși, a se face, a însemna, a rămâne, a părea și eu adaug a se naște. Exercițiul 1. Subliniază cu o linie verbele predicative și cu două linii verbul copulativ. Verbele predicative. Hai să citim mai întâi textul. Când am venit acasă din vacanța petrecută la bunici, am dorit să o văd imediat pe Miruna. Ea este prietena mea cea mai bună. Aș fi dorit să mă fi însoțit în vacanță, dar fiecare dintre noi a plecat cu familia ei. Am stabilit însă că anul viitor vom merge împreună într-o tabără. Verbele predicative sunt am venit, am dorit, să văd, aș fi dorit, să fi însoțit, a plecat, am stabilit și vom merge. Verbul copulativ este cuvântul este, din construcția este prietena. Exercițiul 2. Scrie deasupra verbelor predicative funcția lor sintactică. Am venit, predicat verbal. Am dorit, predicat verbal. Să văd, predicat verbal. Aș fi dorit, predicat verbal. Să fi însoțit, predicat verbal. A plecat, predicat verbal. Am stabilit, predicat verbal. Vom merge, predicat verbal. Exercițiul 3.
Extrage predicatul nominal din textul de la exercițiul 1, precizând ce fel de nume predicativ are. Predicatul nominal este prietena, are numele predicativ prietena, care este nume predicativ simplu, exprimat prin substantiv comun. Exercițiul 4. Încercuiește verbele auxiliare din textul de la exercițiul 1, menționând ce mod și timp formează. Verbele auxiliare sunt am și formează timpul perfect compus al modului indicativ. Fi și ajută la formarea timpului perfect al modului condițional optativ. Vom ajută la formarea modului indicativ timpul viitor. Exercițiul 5 de la alte verbe copulative. Care crezi că este predicatul din propozițiile de mai jos? Și de ce? Vărul meu a devenit inginer. Predicatul este a devenit inginer deoarece răspunde la întrebarea ce se spune despre văr. Mihaela, sora lui, va deveni programator. Predicatul este va deveni programator pentru că răspunde la întrebarea ce se spune despre Mihaela. Eu, spre deosebire de ei, mă fac profesor. Predicatul este mă fac profesor pentru că răspunde la întrebarea ce se spune despre mine. Arată ce se spune despre subiect. Exercițiul 6. Înlocuiește în cele trei propoziții de la exercițiul precedent verbul a deveni cu verbele a ajunge, a ieși și a se face. Subliniază predicatele din enunțurile obținute, indicând prescurtat felul acestora. Vărul meu a ajuns inginer. Predicatul nominal este a ajuns inginer. Mihaela, sora lui, va ieși programator. Predicatul nominal este va ieși programator. Spre deosebire de ei, eu mă fac profesor. Predicatul nominal este mă fac profesor. Exercițiul 7. Precizează felul predicatelor din propozițiile de mai jos. Prietenia înseamnă loialitate. Predicat nominal înseamnă loialitate. Dinu a rămas colegul meu de bancă din clasa 5-a până acum. A rămas colegul. Este predicat nominal. El pare o persoană empatică. Pare o persoană, este predicat nominal. Exercițiul 8. Construiește enunțuri în care verbele date mai jos să fie predicative. Verbul a ajunge. Tata este înalt și ajunge la raftul de sus. A ieși. Ieri am ieșit din casă la ora 7 dimineața. A face. Bunica face cozonac. A însemna. Însemnați cu creionul pe carte tema. A rămâne. Bunicul nu a vrut să meargă cu noi și a rămas acasă. A părea. Mi se pare o zi foarte friguroasă. Trecem la pagina următoare, pagina 69,
Menționează prin bifare felul verbului a fi din enunțurile date și avem rubricile verb predicativ, verb copulativ și verb auxiliar. Ina este acasă. Verb predicativ. I-aș fi scris un SMS. Fi este verb auxiliar. Aniversarea a fost ieri. Verb copulativ. Dan a fost la munte. Verb predicativ. Tata este din Cluj. Verb copulativ. Anca este medic. Verb copulativ. Să fi învățat știam. Verb auxiliar. Știu cât e biletul. Verb predicativ. Locuțiunea verbală. Hai să vedem mai întâi ce este locuțiunea verbală. Este grupul unitar de cuvinte, sinonim cu un verb, și care se comportă în propoziție ca verbul, fiind determinată de complemente și circumstanțiale. Locuțiunile verbale au totdeauna în componența lor un verb. Exercițiul 10 menționează câte un sinonim pentru grupurile de cuvinte scrise colorat în exemplele date. Am băgat de seamă, am observat cu plăcere că i-ai dat o mână de ajutor colegului tău de bancă, l-ai ajutat pe colegul tău de bancă. Totdeauna am ținut seama de sfaturile mamei, am respectat sfaturile mamei. Exercițiul 11. Precizează funcția sintactică a cuvintelor care se subordonează locuțiunilor din exemplele de la exercițiul precedent. Cu plăcere, complement circumstanțial de mod. Colegului, complement indirect. Totdeauna, complement circumstanțial de timp. De sfaturile, complement prepozițional. Exercițiul 12. Numește partea de vorbire ce se comportă ca locuțiunile în enunțurile de la exercițiul 10. Am băgat de seamă. Verb. Ai dat o mână de ajutor. Verb. Am ținut seama. Verb. Dăm pagina la 70-71 și lucrăm exercițiile. Exercițiul 1. Subliniază cu o linie verbele predicative și cu două linii verbele copulative din textul de mai jos. Când am trecut în clasa a 5-a, aveam impresia că nu ne cunoaște nimeni și că vom putea să facem orice dorim. Doi băieți din clasa noastră erau mai jucăuși și alergau în pauză în toată școala. Ei păreau spiriduși, puși pe glume. La un moment dat, unul s-a ascuns după un colț al coridorului ca să nu-l găsească prietenul său. Cum pe scara profesorilor cobora cineva, i-a făcut semn să tacă. Nu spune nimic. Ar fi vrut să devină invizibil, să ajungă un vrăjitor atot puternic și să nu fi văzut nimeni. Să nu-l fi văzut nimeni. Numai că profesorul era tocmai directorul care a râs, dar l-a și avertizat că școala nu înseamnă un joc de a-ți ascunsele. Am trecut, verb predicativ. Aveam, verb predicativ. Nu cunoaște, verb predicativ. Vom putea, verb predicativ. Să facem orice, să facem verb copulativ. Erau, verb copulativ. Alergau, verb predicativ. Păreau, verb copulativ. S-a ascuns, verb predicativ. Să nu găsească, verb predicativ. Cobora, verb predicativ. A făcut, verb copulativ. Nu spune, verb predicativ. Ar fi vrut, verb predicativ. Să devină, verb copulativ.
Să ajungă, verb copulativ. Să nu fi văzut, verb predicativ. Era, verb copulativ. A râs, verb predicativ. A avertizat, verb predicativ. Nu înseamnă, verb copulativ. Completează exercițiul 2, completează tabelul de mai jos cu, pentru verbe extrase din textul de la exercițiul precedent. Verbul din text, verbele auxiliare din forma verbală și forma de infinitiv a acestora. Am trecut, infinitiv a trece. Modul pentru am trecut, indicativ. Timpul prezent pentru verbul am. Vom putea. La am trecut, a avea este forma verbală de infinitiv. Vom putea, vom, a voi. Și este la modul indicativ, timpul viitor. Fi este la forma de infinitiv a fi și este la modul infinitiv. Nu are timp. Ar, verbul a avea, modul indicativ, timpul prezent. Fi, verbul a fi, modul infinitiv. Pagina următoare, 71, exercițiul 3, bifează caseta A dacă afirmația este adevărată sau caseta F dacă afirmația este falsă. Verbul auxiliar a avea formează modul condițional optativ timpul perfect în enunțul aș citi un roman. Fals. În fraza când vei veni la mine, voi fi terminat exercițiile la matematică, ambele verbe sunt construite cu verbul auxiliar a vrea și doar unul cu verbul auxiliar a fi. Adevărat. În forma verbală am fi înțeles apare un singur verb auxiliar. Fals. Apar două verbe. A avea și a fi. În forma verbală să fie ascuns, verbul auxiliar este să. Fals. Exercițiul 4. Încercuiește litera corespunzătoare enunțurilor în care apar predicate nominale. La numai 25 de ani, bunicul ajunsese un profesor cunoscut și un cetățean respectat într-un sat ardelenesc. Încercuim litera A pentru că verbul auxiliar este copulativ este ajunsese, în predicatul nominal ajunsese un profesor. B. Sora mea mai mare se va face inginer agronom. Predicatul nominal se va face inginer, încercuim și litera B. C. Ieri am ajuns mai devreme la antrenamentul de basket. Nu încercuim pentru că am ajuns este verb predicativ. D. Vărul meu a devenit interesat de programare încă de la 10 ani. Predicat nominal a devenit interesant, încercuim litera D. E. Toată vara am rămas la bunici, nu încercuim nimic pentru că am rămas este verb predicativ. F. Dan pare glumeț, ironic și ușor superficial. Predicat nominal pare glumeț, ironic și superficial. G. Deci încercuim litera F. G. Învățatul înseamnă efort susținut și interes pentru aflarea de lucruri noi. Predicat nominal înseamnă efort și interes. Încercuim litera G. H. Alina a ieșit campioană națională la înot. Încercuim litera H pentru că propoziția conține predicatul nominal a ieșit campioană. Exercițiul 5. Menționează felul verbului a fi din enunțurile de mai jos. Unchiul meu este pompier.
Verb copulativ. Ai fi mâncat o înghețată? Verb auxiliar. Cățelul este în curte. Verb predicativ. Să fi ascultat mai atent simfonia? Verb auxiliar. Întâmplarea a fost amuzantă. Verb copulativ. Ploaia era foarte rece. Verb copulativ. Exercițiul 6. Preciza sensul verbului predicativ a fi din enunțurile date. A. Deasupra patului este un tablou. Se află. B. Bătălia de la Călugăreni a fost în 1595. A avut loc. C. El este din Iași. Se trage. Vine. D. Nu știu ce e când ți se zbate ochiul. Se întâmplă. E. Mâine sunt 15 ani de la căsătoria părinților mei. Se împlinesc. F. Am aflat cât este biletul de avion. Cât costă. G. Ieri a fost o furtună puternică. A existat. H. Când am intrat în casă, am aflat că bunicul fusese pe la noi. Ne vizitase. I. Am fost cu Maria într-o excursie. Am mers. J. Ora de curs este 50 de minute. Durează, ține. K. Mama nu știe pe unde a fost Dan până la această oră. A colindat, s-a plimbat. Dezleagă careul de mai jos găsit un sinonim pentru locuțiunile verbale. 1. A băga de seamă, a observa. 2. A ține hangul, a acompania. 3. A-și da seama, a realiza. 4. A spăla putina, a pleca. 5. A da zor, a se grăbi. 6. A lua la rost, a certa. 7. A face din țânțar armăsar, a exagera. Dăm pagina la 72, care am zis eu că e ultima pagină pe care o lucrăm astăzi. Exercițiul 8 combină verbul abate, combină cu verbul abate cuvintele din piesele de puzzle de mai jos pentru a forma 6 locuțiuni verbale pe care să le scrii în caseta din dreapta. Abate apa în piuă, abate la cap, abate palma, abate câmpii, abate pasul pe loc. Acestea sunt 6. Exercițiul 9. Subliniază locuțiunile verbale din enunțurile de mai jos. Îmi pare bine că voi merge la olimpiadă. Pare bine este locuțiune verbală. Mi-am adus aminte că n-am sunat-o pe mătușa de la Brașov. Am adus aminte este locuțiunea verbală. Mihai s-a dat pe brazdă și este foarte cu minte. S-a dat pe brazdă este locuțiunea verbală. Am încercat să rezolv problema, dar m-am lăsat pe gubaș. M-am lăsat pe gubaș este locuțiunea verbală. Adrian taie frunză la câini toată ziua. Taie frunză la câini este locuțiunea verbală. Ina și-a dat seama că a greșit. Și-a dat seama este locuțiunea verbală. Exercițiul 10 explică de ce grupurile de cuvinte scrise colorat sunt îmbinări libere, nu locuțiuni verbale. Avea obiceiul greșit de a nu mânca dimineața. Pentru că obiceiul este complement direct. Carmen a luat parte activă la dezbatere. Este o construcție, nu o locuțiune. George are mare nevoie de ajutorul meu. Este tot o construcție și nu o locuțiune. Exercițiul 11 subliniază verbele predicative din textul de mai jos. Era o vreme depărtată când iubeam foarte mult poveștile. Într-o după-amiază de toamnă târzie,
După ce dimineața scânteiase în grădină și pe acoperișuri o brumă groasă, stăteam în cerdacul casei cu Moș Ilie și priveam spre pădurile cu pâclă deasă, unde credeam că este țara vânătorilor și a poveștilor. Și eu, dacă vrei să știi, mata, am fost vânător pe acele meleaguri și pe urmă am venit aici la târg și m-am făcut slujitor în ogradă la Cunoalecu. Dar eu am rămas vânător mare. Odată am întâlnit o dihanie înfricoșată. Părea cal, dar avea picioarele prea scurte și crescuse un corn drept în frunte. Jivina a ajuns bala, urmă și Ilie, zice mama, care asculta de multe vreme spusele bătrânului. Verbele predicative sunt iubeam și era. În situația asta e verb predicativ. Era, iubeam, scânteiase, stăteam, priveam, credeam, este, vrei să știi, am venit, am întâlnit, avea, crescuse, zice, asculta. Exercițiul 12 încercuiește verbele copulative din textul de la exercițiul precedent și subliniază predicatele nominale pe care le alcătuiesc împreună cu numele predicative. Am fost vânător, predicat nominal, vânător, nume predicativ. Am fost, verb copulativ. M-am făcut slujitor, predicat nominal, m-am făcut, verb copulativ, slujitor, nume predicativ. Am rămas vânător, predicat nominal, am rămas, verb copulativ, vânător, nume predicativ. A ajuns balaur, predicat nominal, a ajuns, verb copulativ, balaur, nume predicativ. Test flash. Exercițiul 1 subliniază cu o linie verbele predicative și cu două linii verbele copulative din enunțurile date mai jos. Vreau să ajung medic. Vreau este verb predicativ, să ajung este verb copulativ. Meseria pare grea, dar cred că este foarte frumoasă, fiindcă devine simbolul întrajutorării umane. Pare, verb copulativ. Este, verb copulativ. Devine, verb copulativ. Exercițiul 2 încercuiește verbele auxiliare din propozițiile date cu trei culori diferite, precizând forma de infinitiv a acestora. Verbele auxiliare. Ați vrea un măr? Auxiliar ați. Vom pleca în excursie? Verb auxiliar vom. Să fi venit la timp, verb auxiliar fi. Ați, a avea. Vom, a voi. Fi, a fi. Exercițiul 3 subliniază locuțiunile verbale din enunțurile date. Maria n-are habar cum să rezolvă exercițiul. N-are habar este locuțiune verbală. În timpul meciului, Ana mi-a dat brânci. A dat brânci este locuțiune verbală. Mă scoate din sărite indiferența ta. Scoate din sărite, locuțiune verbală. Vă mulțumesc pentru participare. Dacă nu v-ați abonat încă, vă rog să vă abonați. Și dacă v-au plăcut, considerați utile aceste exerciții, vă rog să lăsați un like. La revedere!